Salter mesel tău, MLB vs. PA și astăzi o să vă învăț cum să faceți un oc custom, adică gen să îl editați. Păi este simplu, trebuie doar să aveți două jocuri, un joc și o aplicație. Primul joc se numește Gacha Life, al doilea chestie, aplicație, se numește Speed Paint. Căutați și veți găsi aplicația. Ok, să începem tutorialul. Oh, ok, acum am intrat pe Gacha Life. Un pic de lag, dar nu e nicio problemă. Și vă alegeți un caracter de pe Gacha Life. Eu o aleg tot pe ea. Ok. Dacă vreți o anumită poziție, puteți de aici, e foarte simplu, da. Eu aleg asta. Nu ai. Ok. Văd că nu se pune. Puțin. Stați puțin. Perfect. Să schimbăm curăm. Mergem la celelalte guri. Aici. Bun. Eu să leg fără. Să facem așa, dacă... Da. Și rămân așa. Bun. Dau asta, sorry, și pun un... o din asta. Bun, acum trebuie să facem poză. Așa, perfect. Acum trebuie să mergem la aplicația Speed Paint. Sorry, am făcut-o că o pot din greșeală. Ok, am ajuns. Și acum, dacă nu știți despre aplicația asta, vă spun acum. Deci, dați pe plusul acesta, import picture, și vă căutați poza care ați făcut-o. Asta... Așa, bun. Dă pe cancel și acum începem să facem ocul edit. Deci ne alegem ceva. Eu să fac ca în meme-uri. Cam așa, dacă trebuie să nu atingă gura. Că e ok, nu? Ok, asta e enervant de rău, așa că o să dau pauză și o să revenim atunci când o să termin urechile. Mai am puțin. Gata. Am făcut urechile și maica mea a pus melodie. De la Nino Golden. Fun Five Gang. Da. Ok. Ca să facem la fel ca cealaltă poză care v-am arătat prima dată, trebuie să faci... Mă scuzați. Trebuie să dați așa, să lăsați apăsat și să vă luați așa. Bun. Acum dau aici. Dați jos până vedeți spray. O să aleg acest spray. Da. Și acum... Pam, 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 pam. Apăsați, dar încet, pentru că nu vreau să acoper... Nu, cred că nu vreau să acoperiți desenul. Acoperi desenul. Bun. Gata. Și a terminat.
O kurde. Okej, acum să facem poza. Bun. Ok, lume, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și un subscribe. Ca să, na, fiți la curent cu toate episoadele mele, pentru că sunt foarte șmechere. Eu am fost mai bine să-l și ne revedem data viitoare. Pa, pa!